Da, cred că propunerea domnului ministru face parte din categoria măsurilor active privind încadrarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în cazul de față persoanele cu dizabilități. Și poate că efortul acesta de cuantifica la 5.000 de euro pentru a le îmbunătăți abilitățile și a le asigura acele dispozitive de care au nevoie pentru a desfășura activități lucrative, poate fi o măsură care să fie susținută având în vedere integrarea acestora pe piața muncii și orice măsură activă care să vină în sprijinul celor care pot să ocupe un loc de muncă și să-i transformăm din persoane asistate în persoane active, contribuabile și care să-și ducă viața cât mai aproape de normalitate, poate fi o măsură salutată și susținută și financiar. Dar discutăm de propuneri de măsuri care să fie implementate în viitor și pentru a căror susținere financiară se găsesc și formele de finanțare. Aici voiam să ajung, doamna Pârcălabu, pentru că atunci când anunți astfel de sume, cu siguranță sunt foarte mulți oameni, mai ales iată cei care au aceste probleme și vor să se angajeze, cei care așteaptă, abia așteaptă să fie și implementată o astfel de măsură. În mod concret, real, când credeți că ar putea să primească sau să intre în vigoare o astfel de lege, 5.000 de euro, un voucher pentru toți cei care sunt în aceste situații și au nevoie? Deocamdată discutăm de identificarea unei astfel de măsuri. Detaliile privind modalitatea în care ea va fi implementată vor trebui să fie foarte bine conturate, astfel încât, într-adevăr, aceste sume să vină în sprijinul celor care își vor utiliza capacitatea de muncă și să nu fie o măsură de a utiliza această formă de sprijin cu altă destinație. Și probabil că se au în vedere și acele criterii de monitorizare a rămânerii în câmpul muncii acestor persoane. De aceea cred că de la identificarea acestei forme de sprijin până la cuantificarea și detalierea condițiilor în care se acordă aceste sume, distanța poate fi mai lungă sau mai scurtă în funcție de planul pe care domnul ministru Budăi l-are în vedere. Înțeleg că este o măsură la care s-a gândit din 2018 și probabil că are și în vedere și modalitățile în care această măsură să fie implementată. Înțeleg că ar fi în vigoare un astfel de proiect din 2018, pe fonduri europene ar trebui să fie, din fonduri europene să fie luați acești bani. În acest moment, la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, sunt peste 10.000 de persoane care au fost selectate în vederea angajării, asta spunea inclusiv ministrul Marius Budăi. O să vedem cam când vor primi acești bani. Vă mulțumesc foarte mult, doamna